Usturoiul este una dintre plantele cu cele mai multe utilizări pentru sănătate. Medicii îl recomandă și ne explică la ce afecțiuni este indicat. Conform Libertatea.ro, cura îndelungată cu usturoi se recomandă pentru scăderea și stabilizarea tensiunii arteriale. Preparatele pe bază de usturoi au efect bun atât asupra circulației periferice cât și asupra inimii. Pulsul devine mai rar și se regularizează. Se diminuează efortul cardiac și se ameliorează tulburările de ritm. Scade riscul de a face tromboză, varice și hemoroizi. Determină scăderea colesterolului din sânge și previne ateroscleroza. Este puternic antibacterian și de aceea este indicat nu numai în afecțiuni respiratorii, dar și în cazuri de diaree infecțioasă. Se poate consuma ca atare în mâncare sau poate fi preparat ca muștei. În ultima formă, are avantajul că uleiul pe care îl conține protejează mucoasele gastrice de afecțiunea iritativă pentru unii și elimină până a doua zi mirosul neplăcut. Dacă totuși mirosul persistă, se pot lua una-două tablete de cărbune medicinal. Există și capsule cu extract de usturoi prin care poți evita această problemă. Acestea sunt cu precădere indicate în hipertensiune și pentru prevenirea bolilor cardiovasculare. O altă metodă de administrare a usturoiului fără a avea neajunsul mirosului neplăcut este următoarea. Se curăță un cățel de usturoi și se taie foarte mărunt. Se înghite cu o cantitate suficientă de apă. Relatează Libertatea.ro.